Exact, exact. Cucoanelor și demoazelelor, precum și tuturor moșerilor din această sală, dorim să le urăm un călduros bun venit la cea de 72-a aniversare a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale București. În ciuda contextului epidemiologic în care ne aflăm și cu care încercăm să ne luptăm, am dorit să păstrăm vie pasiunea pentru această artă și transmiterea ei din generație în generație. Noi suntem gazdele dumneavoastră în această sală, dumneavoastră festivă, Mihaela Ducu și Ștefan Voicu. Că ați auzit toate alarmele deșteptătorului și că ne faceți deosebită plăcere de a fi alături de noi la această sărbătoare chinată activității dragii noastre universități. V-am pregătit o serie de ceremonii. Acordarea titlului de doctor honoris causa poetei Ana Blandiana. Exact. Decernarea majorilor premii studenților noștri eminenți, cât și două surprize artistice din partea facultăților siameze de teatru și de film. Glum. Bun. Sperăm că v-ați găsit o poziție cât mai comodă scaune și că aveți scurtul deschis să primiți tot ceea ce noi dorim să vă oferim. Dar nu suficient de comodă cât să ațipiți. Mihaelu, că nu o să ațipească. Am făcut și super drăguță. Nu se mai poate așa ceva. Eu am încercat să fiu drăguță de treabă, dar nu mai pot. V-ați așezat? Stați bine? Stați bine? Stați bine? Bine, nu vrea nimeni să vorbească despre ce s-a întâmplat afară? La intrarea în teatru? Nu? Bine, atunci nici eu nu vreau să vorbesc despre cum era să vă călcați între voi cu trăsurile. Doamne ferește, de așa goată! Păi ce aici, bâlci? Țin să vă aduc la cunoștință că ne aflăm într-o instituție de cultură. Da, da, mamozel, de cultură! Și nu nimică dacă publicul nostru nu e educat, e treaba noastră că pleacă de aici mai rafinat. Așa că am adus regulamentul privitor la poliția internă a teatrului. Ia, voi le citește. Regulamentul privitor la poliția internă a teatrului. Am zis, da. Articolul 1. Pentru a înlătura orice accident și învălmășac ce s-ar putea întâmpla, trăsurile care vin vor intra pe poarta cea mare a ocrezii și vor ieși pe partea grădinii. După spectacol, trăsurile vor veni prin partea grădinii și vor rămâne până ce vor fi chemate de către un crainic însărcinat de poliție cu un asemenea serviciu, căruia fiecare trebuie să îi se adreseze. Trăsurile nu vor putea veni decât după ce vor fi chemate și vor ieși prin partea grădinii. Adică nu cum ați făcut voi. Articolul 2. Îndată ce trăsura a fost chemată și a venit, dacă stăpânul ei nu este de față, va trebui să iasă și să aștepte în grădină până ce va fi chemată din nou. Așa după ce ieșiți de la reprezentație. Articolul 3. Slugile... Slugile vor aștepta în coridorul lojilor și nu vor putea intra în sală fără porunca stăpânilor. Nu Articolul 4. Să nu rugați ca nimeni să nu stea cu capul acoperit cât ține spectacolul. Articolul 5. Nu este permis a fuma decât în sala anume destinată pentru acest scop. Articolul 6. Nimeni nu trebuie să tulbure liniștea nici să întrerupă reprezentația în niciun fel. Articolul 7. Biletele de intrare în teatru vor fi date aceluia în drept de a le primi. Biletele de abonament vor fi arătate. V-ați intrat cu legitimație sau... Articolul 8. Abonații care ar dori să dea elogiile lor pentru o seară la altă persoană trebuie să cunoștințeze la direcțiune. Apoi se cheamă furt de identitate. Că tot nu vorbiserăm de direcțiune. Vă lăsăm în continuare să ascultați alocuțiunea moșerului Liviu Lucaci. Bună dimineața, sau de da, bună dimineața, e un exercițiu de actorie, așa că îmi permis să-mi scot masca. Pentru că, după cum știți, legea permite la actorie să nu porți masca. Avem destule. Bine ați venit, bine ați venit și când spun bine ați venit, bine ați venit, domnule ambasador, domnilor rectori, prieteni ai universității, bine ați venit cei din comunitatea UNATC, pentru că despre noi e vorba astăzi și această comunitate este foarte largă și cuprinde
personalități dintre cele mai diverse care au bucurat și vor bucura de aici înainte milioane de oameni. Dacă ar fi să mă refer numai la cei doi care au plecat atinori de pe scenă, se vede că talentul nu se sfârșește în țara asta, ci din potrivă. Țin să vă spun că această întâlnire a noastră astăzi am ținut să o avem aici, în Teatrul Național, pentru că este un spațiu generos care ne permite să luptăm împotriva acestor restricții care ne afectează. Însă, o spun încă o dată, noi ne continuăm activitatea fizic pe toată perioada, cu mici excepții am făcut-o. Și asta ne bucură, pentru că artiștii trebuie să fie împreună, și ăsta e cuvântul de ordine, împreună cu publicul lor. Sunt foarte multe lucruri care se lansează, se pornesc astăzi. Pe unele le veți vedea, pe altele le veți afla dacă intrați pe pagina de Facebook sau pe celelalte mijloacele ale noastre de media, parteneri și așa mai departe. Dacă ar fi numai să arunc în afară de evenimentele majore la care veți participa, arhiva de teatru digitală a UNATC-ului se lansează astăzi. Ceea ce este un lucru extraordinar. Încercăm să recuperăm 70 de ani de istorie de teatru studențesc, 70 de ani de când uriașe personalități ale teatrului și ale filmului, ale artelor, spectacolului în general, au trecut prin școala noastră și care au făcut istorie la rândul lor. Asta este un lucru. Apoi, mulțumesc pentru prezența excelenței sale, ambasadorul Serbiei, pentru că foarte curând, aproximativ într-o lună, caravana UNATC în comunitățile istorice, în diaspora, pornește și prima țară este Serbia. Este un eveniment foarte important, este un soi de, cum să numesc, împrietenire cu cealaltă Românie, care nu este mică și pe care poate uneori am uitat-o, o împrietenire cu români ca și noi, care așteaptă un semn că suntem împreună, un semn care să-i ajute să se acomodeze acolo unde trăiesc, dar să nu-și uite nici rădăcinile. Pentru asta avem concursul tuturor celor din școala asta, mare și frumoasă, și ne bucurăm că mergem înspre românii de pretutindeni cu o caravană, zic eu, foarte interesantă și consistentă. Acest 72 de ani este o continuitate a multor lucruri pe care le simțiți unii dintre voi, dacă nu le veți purta cu voi toată viața. Așa că spun așa, la mulți ani Universității Naționale de Arte Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, de ziua patronului, pentru că patronul nostru, o licență poetică de o zi, pentru că patronul nostru permite licențe poetice, vreau să vă spun că, de exemplu, costumele celor doi prezentatori sunt unul la unul cu costume ale epocii, la fel cum arhiva încearcă să aducă o epocă, la fel cum unul din reperele morale și un mare artist al societății noastre se alătură comunității UNATC și creează un reper pentru noi de aici înainte, și mă refer la doamna Ana Blandiana, o poetă de respirație mondială și un om cu un caracter extrem de puternic, care se alătură nouă. Veți vedea filme ale studenților noștri care ajung și zburdă peste tot în lume și au o mulțime de premii. Veți vedea un mic exercițiu de teatru, dar mai mult decât toate, participați, sper eu, la această emoție de a mai adăuga un an acestei universități care e atât de importantă pentru noi toți și îndrăznesc să sper pentru o țară întreagă. Vă mulțumesc pentru prezență, vă urez un an minunat și sper ca acest eveniment, împreună cu celelalte, să construiască o comunitate UNATC tot mai veselă, mai dinamică și mai fericită. La mulți ani, UNATC!
mulțumim domnului rector. Acum ia să vedem ce are să ne spună domnul decan al Facultății de Teatru, conferențiar, universitar, dr. Monșer George Ivașcu. Așa e când vii după domnul rector. Mulțumesc, Michișoru, mulțumesc, Voicu, pentru minunata prezentare, Monșer. Bună ziua, la mulți ani, în ATC, la mulți ani, Ile Caragiale. Vreau să vă demonstrez că învăț eu de la studenți tot timpul. I-am văzut cum își pun textele. Și vreau să demonstrez că și eu învăț la ei. Așa să om cu metodă, spune Caragiale. Se poate glumi? Da și nu. Se poate când ai de-a face cu oameni sănătoși. Nu se poate cu oameni bolnavi. Se poate cu oameni veseli și bine dispuși. Nu se poate cu oameni posaci și mâhniți. Se poate cu oameni de spirit. Nu se poate cu oamenii proști. Se poate cu literați și artiști. Nu se poate cu gloabe literare și artistice. Dragii mei studenți, dragi colegi, a îndrăzni, iată secretul în artă, a îndrăzni, va să zică, a putea. Rețineți, voiește și vei putea. Luminează-te și vei fi. Îndrăznește și vei cânta. Vorbele lui Caragiale îi le doresc din suflet. La mulți ani! Bravo! Bravo! Mulțumim, domnul decan, pentru minunat un discurs. În același spirit îl invităm în scenă pe domnul decan al Facultății de Film, lector, universitar, doctor, Mesiu Vladio Achimescu! Mersi, Monte. La mulți ani în ATC, la mulți ani întregii noastre comunități academice, la mulți ani vouă, tineri studenți, nouă, tineri și nu atât de tineri profesori, la mulți ani angajaților noștri de toate vârstele și la mulți ani celei mai proaspete membre a acestei comunități, doamnei Ana Blandiana, care, dincolo de a fi model și inspirație pentru toate generațiile menționate, ne-a făcut onoarea de a accepta titlul de doctor honoris causa. La mulți ani, deci, universității noastre, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de și până la urmă, ce e o vârstă venerabilă? Cine poate spune asta? O vârstă venerabilă, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să împlinească bunica mea peste o săptămână și e vorba de 100 de ani. Comparativ cu alte universități de profil din lume, un ATC n-a depășit, cred, nici măcar faza adolescenței. Suntem încă la vârsta rebelă, la care ne place să părem mai mari. Chiar și admițând că vorbim de o vârstă venerabilă, stăm bine. Cu văzul, cu auzul, cu imaginea, stăm bine cu motricitatea și cel mai mult ne place să ne jucăm. Așa că, dacă tot am menționat-o pe bunica, în cuvintele ei, vreau să urăm la multe zeci de ani înainte celei mai jucăușe universități din România. Nu uitați niciodată să vă jucați! Mulțumim domnului decan pentru grațioasele cuvinte. În continuare, am plăcerea să o invit în scenă pe mamazela Ștefana Safira, lector universitar doctor, pentru a deschide ceremonia de acordare a titlului de doctor honoris causa.
Mamzela. Bine, o să țin minte. Doamnelor și domnilor, bine ați venit în această zi specială, mulțumesc. În specială zi, cum ziceam, pentru comunitatea noastră academică, ziua în care celebrăm cei 72 de ani ai universității noastre. Pentru a marca acest eveniment, avem deosebita onoare de a avea astăzi ca invitată pe Ana Blandiana. În aplauzele dumneavoastră o invit în scenă. Și apoi să cântăm Gaudeamus, dar cu siguranță lucrurile vor putea continua și așa. Deci permiteți-mi să invit în scenă reprezentanții Senatului UNATC. Irina Fetanu, reprezentanta studenților. Domnul conferențiar universitar dr. Daniel Stanciu, director al Departamentului Teatru de Animație de la Facultatea de Teatru și președinte al Comisiei pentru Management Universitar din Senatul UNATC. Doamna profesor universitar dr. Bogdan Adarie, director al Departamentului Actorie de la Facultatea de Teatru și președinte al Comisiei pentru Asigurarea Calității Învățământului din Senatul UNATC. Și doamnelor și domnilor, îi invit în scenă pe domnul Liviu Lucaci, magnificus rector al UNATC, și pe domnul Doru Nițescu, primul senator al UNATC. Pentru că deja imnul Gaudeamus a fost intonat, permiteți-mi să îl invit să ia cuvântul pe domnul președinte al Senatului UNATC, Doru Nițescu. Bună ziua! Bine ați venit la această sărbătoare a universității noastre, această sărbătoare, până la urmă, a artelor teatrului și filmului, căci marcăm ieri, de fapt, ziua patronului nostru spiritual, Ion Luca Caragiale. Iată, de atâția ani, universitatea noastră sărbătorește și marchează acest moment cu câte un eveniment care tinde să devină cumva un eveniment de importanță națională. Mulțumim în numele Senatului doamnei Ana Blandiana pentru că a acceptat acest titlu.
Și vreau să vă spun un singur lucru, de fapt. Școala, universitatea, este un proces care poate că începe acum, dar este un proces care durează toată viața noastră artistică. Și este un proces care nu înseamnă competiție decât cu un singur om, cu tine însuți sau cu tine însăți. Este o competiție artistică în care trebuie să te depășești, să fii din ce în ce mai bun, la fiecare spectacol, în fiecare seară, la fiecare film, la fiecare rol. Cred că până la urmă aceasta este esența misiunii didactice a UNATC-ului. Să învățăm cu toții să fim mai buni. Să învățăm cu toții acest tip de parteneriat, de echipă pe care îl promovăm și să învățăm că de fapt împreună suntem mult mai puternici. Vă mulțumesc în numele Senatului că sunteți aici și ce pot să zic decât să ne bucurăm de această sărbătoare. Mulțumesc! Și acum, în numele Senatului UNATC, o invităm pe doamna profesor universitar Bogdana Darie pentru a rosti laudațiu. Cunoașterea umană este și o cunoaștere prin intermediul modelelor, fapt devenit de-a lungul istoriei omenirii o practică obișnuită pentru educație. Fie că stimulează cunoașterea, fie că inspiră la acțiune, modelele sunt purtătoarele unor semnificații profunde. Semnificația generală a modelului se raportează întotdeauna la o realitate care îi precede sau îi succede acestuia. În teatru și film, modelul este o sinteză. El poate deveni chiar și purtătorul de idei al unei generații. Personajul model se clădește pe o biografie semnificativă. Astfel, un personaj model conține atât adevărul artei, cât și pe cel al vieții. Modelul nu acceptă nici masca, nici eticheta, rostul lui fiind acela de a ne face mai buni, mai frumoși. Vorbim astăzi despre un model, despre o mare personalitate a culturii române, despre o ființă delicată care însă, printr-o forță greu de egalat, a reușit într-un timp istoric dificil să clădească un univers miraculos în care spațiul aparținea metaforei, cuvântului poetic și sensului conținut în limbajul cotidian, iar timpul aparținea inefabilului. Iar în acest context se năștea o creație care era fărâmă din sufletul creatorului. N-am altă ană, mă zidesc pe mine. Spune un vers care ne plasează pentru totdeauna pe noi creatorii într-o lume a sacrificiului pentru creație. O lume în care nimeni și nimic nu poate îngrădi procesul de creație, nici o cenzură nu poate opri fluviul de suflet și simțire ce vrea să se întrupeze. Nici o forță exterioară nu poate să impună liniște atunci când creatorul vrea să vorbească. Dacă stai să analizezi viața personajului model pe care îl onorăm astăzi, pare că citești o poveste despre luptă și rezistență, despre forța unui fir de iarbă sau despre miracolul unui gând bun. Este vorba despre poeta Ana Blandian. Autoarea 26 de cărți publicate în limba română și a 60 de volume apărute în 26 de limbi străine. Autoare de poezie, eseuri, proză. Pentru activitatea ei a primit de-a lungul vieții numeroase premii. Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România în 1969, premiul pentru poezie al Academiei Române în 1970, premiul pentru proză al Asociației Scriitorilor din București în 1982, premiul internațional Herder la Viena în 1982, premiul național de poezie 1997, premiul Opera Omnia 2001, premiul Poetul European al Libertății pentru volumul Patria mea A4, care a apărut în traducere poloneză în ianuarie 2016. Decernarea premiului a avut loc în cadrul ediției A4-a din cadrul concursului cu același nume, organizat la Gdansk în Polonia. Este membra Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie Stefan Mallarmé și a Academiei Mondiale de Poezie UNESCO. Dincolo de activitatea literară, Ana Blandiana este recunoscută la nivel mondial pentru lupta sa împotriva conducerii totalitare. Fiica unui preot declarat chiabur de regimul comunist, a lucrat pe un șantier de construcții pentru că îi se interzicea să studieze și să publice. Înainte de Revoluția din 1989, i s-a luat în trei rânduri dreptul de a publica, între 1959-1964, în 1985 și între 1988 și 1989, iar în ultimii doi ani numele ei a fost interzis și cărțile au fost scoase și din biblioteci.
Este unul dintre inițiatorii Alianței Civice pe care a condus-o între 1991 și 2001, fondator și președinte al Academiei Civice, care realizează sub egida Consiliului Europei memorialul victimelor comunismului și al rezistenței de la Sighet. Ana Blandiana deține Ordinul Național pentru Merit în grad de Mare Cruce, decernat la 1 decembrie 2000, pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii românești. Ana Blandiana poate fi un personaj model? Da. Pentru că, pentru un tânăr artist, necesitatea de a semăna cu ceea ce a fost înaintea sa este, de fapt, nevoia acută de a-și găsi repere pentru a deveni o ființă puternică. Lipsa de repere duce la neînțelegere și haos, așa după cum neglijarea tradiției atrage după sine imposibilitatea devenirii. Noțiunea de originalitate relevă faptul că artiștii se aseamănă între ei și totodată se deosebesc datorită încărcăturii emoționale proprie fiecăruia în parte. Viața Anei Blandiana apare o poveste? Da. O poveste despre rezistență într-un timp al terorii, despre iubire într-un timp al neiubirii, despre frumos într-o lume rece, ternă, gri. Ana Blandiana e o poveste de succes. Poeziile ei se studiază la literatura română, se recită la sărbările școlare și sunt, de zeci de ani, în topul celor mai recitate poezii la admiterea de la actorie UNATC. Astfel de povești trebuie spuse generațiilor de azi care cred, pe bună dreptate poate, că trăim într-o lume în care nimeni nu-i pasă de nimic. Nu e așa. Dacă stai de vorbă cu astfel de personaje model, capeți curaj. Înțelegi că viața nu a fost niciodată ușoară, că mereu au existat greutăți, însă cu seriozitate, perseverență și voință, toate pot fi învinse. Pentru cine caută un model de reușită în viață și creație, rețeta Anei Blandiana stă la îndemână. Muncă și generozitate, rezistență și curaj, demnitate și cinste și peste toate acestea, puterea de a transforma un vis în realitate. Vă rog să vă ridicați și bineînțeles să continuați să aplaudați, pentru că urmează minunatul moment de investire cu roba doctorală și titlul de doctor honoris causa. Să vă citesc dumneavoastră, doamna Ana Blandiana, textul în latină, dar înainte aș vrea să vă spun că este un text care vorbește despre un sacrificiu de viață, despre un mod de a trăi, de a promova valorile culturale și despre faptul că odată cu acest gest înfăptuit de Senatul UNATC și acceptat de doamna Ana Blandiana, domnia sa rămâne în memoria eternă a universității noastre și în comunitatea noastră. Așa că, înainte să-l citesc, bine ați venit în comunitatea UNATC. Nos, primus senator et universitas artis teatralis et cinematografice ile Caragiale Bucurestis, et egregius senatus honorantes merita longe illustrissime Ana Blandiana, quae juvenibus ingenis tam proveendis
quam escolendis omnes labores, etiam totam vitam donavit, statuimus et ornamus in honorem tante strenuitatis, endeam appellationem doctor honoris causa, nostre universitatis perpetue rei memoria. Mi-era frică că nu o să rezist la emoție. Emoția nu numai pentru acest moment nesperat și acest dar extraordinar care mi se face și această onoare, dar și pentru că ea se petrece pe această scenă sacră pentru mine, pentru toată lumea. De obicei, în mod tradițional, cineva căruia i s-a făcut o atât de extraordinară onoare, ține un discurs prin care mulțumește. Nu numai pentru că, în general, de când mă știu, am avut tendința, de când am început să scriu, am avut tendința să folosesc tot mai puține cuvinte, cât mai puține cuvinte, pentru că trăim într-o lume în care se vorbește atât de mult încât rostul poeziei a rămas acela de a restabili tăcerea, liniștea interioară, în primul rând. Dar și pentru că sunt convinsă că pot să mulțumesc mai frumos și mai serios, mai adânc, citind câteva poeme ca pe un omagiu în semn de mulțumire pentru toate actrițele și toți actorii care de-a lungul deceniilor, cam multe, mi-au citit, mi-au recitat poeziile. Și mai e ceva, nu vreau prin asta să ofer castraveți grădinarilor, ci vreau să mărturisesc și să recunosc că arta cuvântului scris devine poezie și se îmbogățește prin arta cuvântului rostit, care este arta dumneavoastră, căruia vreau din toată inima să-i aduc un omagiu astăzi. Adusă la marea judecată, care se termină prin trimiterea pe pământ, eu, găsită nevinovată, am primit dreptul să mă aleg pe mine. Dar nu bărbat și nu femeie și niciun animal n-am vrut să fiu și nici o pasăre și nici o plantă. Se aud secundele căzând din marele drept de a alege.
se aud lovindu-se de piatră. Nu? 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 Zadarnic adusă la judecată. Zadarnic nevinovată. S-au stins profeții în pustie și îngeri cu aripile atârnând sunt duși încolonați și strânși în pieți. Vor fi judecați în curând, vor fi întrebați ce păcat le-a alungat făpturile din ceruri, ce vină, ce trădare, ce greșeală. Ei, cu o ultimă iubire, ne vor privi încetoșați de somn și n-or găsi drăgească îndrăzneală de a mărturisi că îngericat, nu din păcat, nu din păcat, ci din oboseală. Cândva arborii aveau ochi, pot să jur, știu sigur că vedeam când eram arbore. Îmi amintesc că mă mirau ciudatele aripi ale păsărilor care îmi treceau pe dinainte, dar dacă păsările bănuiau ochii mei, asta nu mai aduc aminte. Caut zadarnic ochii arborilor acum. Poate nu-i văd pentru că arbore nu mai sunt, sau poate au coborât pe rădăcini în pământ, sau poate, cine știe, mi s-a părut numai mie și arborii sunt ori dintr-un început. Dar atunci, de ce când trec de ei aproape, simt cum mă urmăresc cu privirile într-un fel cunoscut? Cum? Când foșnesc și clipesc din miile lor de pleoape, îmi vine să strig, ce ați văzut? Tatăl, nu eu hotărăsc, atomii se fac nisip, nisipul formează pietricele, pietricelele se transformă în litere, literele încolțesc, dau muguri, rotesc cuvinte, cuvintele se fac animale, se împerechează și nasc. Nu eu hotărăsc. Niciodată când văd o vorbă gravită, nu știu cine e tatăl. La ce te gândești când vezi un arhanghel murdar de funingine? La poluarea stratosferei, desigur. Și la mai ce? La obiceiul îngerilor de a se vărâ peste tot. Și la mai ce? La sobele care primăvara încep să fumece și să se înfunde. Și la mai ce? O, dacă mă gândesc bine, un arhanghel murdar de funingine poate fi și un arhanghel care și-a dat foc, uitând că nu poate să ardă. Evident, nu semăn cu niciunul din acești torcători de cuvinte care își croșetează costume și cariere, glorii, orgolii, deși mă mișc printre ei și ei îmi privesc cuvintele ca pe niște pulovere. Ce bine ești îmbrăcată, îmi spun, ce bine îți vine poemul, fără să știe că poemele nu sunt haina mea, ci scheletul extras dureros și așezat deasupra cărnii ca o carapace, cu lecția țestoaselor care astfel supraviețuiesc lungi și nefericite secole. O, trupul tău îl văd printre cerneala, cerneala înnămolindu-ne și în somn ca o sudoare acră animală. Vreau să te ajung și degetele-mi lunecă, nu te mai văd, abia te aud, spune-mi, mai spune-mi că la fel ne întunecă vârtejul în care mă afund.
Te chem, dar violent ca dintr-o rană, cerneala izvorăște între noi. Mă mai cunoști? Mă mai aștepți? Mă mai îngădui înapoi? Mă mai primești din vânătul noroi? Mai vii peste câmpii albastre, mării pustii, înlăcrimat și mut, ca să-ți pot întinde o gură tremurată spre sărut, cu buze învinețite de cuvinte. Țin minte că m-am întrebat odată dacă noi avem doi îngeri păzitori, pentru că fiind mereu împreună, ar fi fost o risipă. Unul singur ne-ar fi fost de ajuns. Nu-mi trecuse prin minte că am putea să ne despărțim și atunci îngerul să fie obligat să opteze sau poate unul dintre noi să renunțe. Spune drept, nu-ți pare rău că mi l-ai lăsat numai mie? Ei trec pe role cu căștile bubuind la urechi, cu ochii fixați pe monitoare, fără să observe frunzele care cad, păsările care pleacă. Ei trec pe role și peste ei trec rulând anotimpurile vieților lor și anii și viacurile, fără să înțeleagă despre ce este vorba. Ei trec pe role printre umbre ale realității despre care cred că există și printre personaje care li se par oameni, mecanisme create de alte mecanisme după chipul și asemănarea acestora, în timp ce Dumnezeu coboară printre ei și învață să meargă pe role ca să-i poată salva. Biserici închise, ca niște case cu proprietarul plecat, fără să spună pe cât timp, fără să lase adresa. În jurul lor orașul rotește tramvaie și biciclete, claxoane, reclame, locuitorii grăbiți vând și cumpără, mănâncă în mers și din când în când obosiți se opresc să bea o cafea la o măsuță pe trotuarul de lângă o catedrală din secolul XI, pe care o privesc fără să o vadă, pentru că vorbesc la telefon și fără să se întrebe cine a fost cel care a locuit cândva într-o casă atât de mare. Rugăciune. Dumnezeu al libelulelor, al fluturilor de noapte, al ciocârliilor și al bufnițelor, Dumnezeu al rimelor, al scorpionilor și al gândacilor de bucătărie, Dumnezeu care a învățat pe fiecare altceva și știi dinainte tot ce îi se va întâmpla fiecăruia, aș da orice să înțeleg ce ai simțit când ai stabilit proporțiile otrăvurilor, culorilor, parfumurilor, când ai așezat într-un clonț, într-un cioc cântecul și în altul croncănitul și într-un suflet crima și în altul extazul, aș da orice, mai ales să știu dacă ai avut remușcări, că pe unii i-ai făcut victime și pe alții călai, egal de vinovat față de toți, pentru că pe toți i-ai pus în fața faptului împlinit. Dumnezeu al vinovăției de a fi hotărât singur raportul între bine și rău, balanța menținută cu greu în echilibru de trupul însângerat al fiului tău, care nu-ți seamănă. Și ultima, Apollo. Vino tras de delfin
cu citera în mâini, printre valuri mereu călătoare, venind să contemple zeul unor altare cu statui și stăpâni și cu oase uscate la soare de temple. Vin o lună lunecând printre munții de piatră, ferecați în muzee fără milă admirați, pe când greul pământului de sub marmure latră, hexametri uitați. Vino, Doamne, să vezi poezia săracă și poeții căzuți sub istorie blestem. Vino gol și frumos și de ți-e frig îmbracă haina strâmtă a acestui poem. Importante despre doamna Ana Blandiana, pe care foarte multă lume nu le cunoaște. Doamna Ana Blandiana se numește Otilia Valeria Coman, iar Blandiana este satul unde s-a născut mama dumneaei. Și al doilea lucru care într-adevăr este extraordinar, este născută într-o zi absolut fantastică. Se spune că în acea zi Arhanghelul Gabriel a anunțat-o pe Maria că îl va naște pe Iisus din Nazaret. Adică este cu 9 luni înainte de Crăciun, în ziua de 25 martie, numită Buna Vestire. Mulțumim pentru informații. Deja, noi anul trecut am sărbătorit-o pe doamna Ana Blandiana, studenții noștri au recitat poezii și au avut prilejul să afle foarte multe lucruri despre dânsa și oricum vă mulțumim. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, ceremonia de decernare a titlului de doctor honoris causa UNATC s-a încheiat, vă mulțumim pentru prezență, dar vă invităm să rămâneți alături de noi pentru continuarea programului și le dau cuvântul lui Jupân Voicu și mamzel Michi. Vă mulțumesc! Stai, ce tu cauți, mă? Ochelarii, Voicule, ți-am zis de atâtea ori, vrei să-ți desenez? Ai și tu o pereche de ochelari, a trebuit să înveți cum se... Ia de-mi pe tăi! Doamne, iartă-mă, și așa s-au inventat fundurile borcane. Stai, mă! Dar nu sunt bun. Ia-ți, ne-ai, nu-mi fac. Uf. Ce să mai zic acum? Și ce poți să zici? Oh. Anunțurile din ziar, dacă eu tot nu pot să citesc. Vrei toate anunțurile? E, nu toate. Doar cele despre căsătorii. Ce te pune, Mihailo? Stăteam și cugetam, Voicule. Da? Da? Și la ce cugete ai ajuns tu? În societatea elitei poți să te prezinți fără cap. Dar nu și fără pălărie. Așa. Doliul văduvei începe duminica, spre aia se sfârși miercurea, da? Și pentru ca o femeie să poată păstra un secret, are nevoie de minim 5-6 ajutoare. Te-ai gândit tu la toate astea? E, m-am gândit. Le-am citit în mica publicitate. M-am întrebat la ce, cu ce te-am ajuns, la ce m-am gândit. Da, și ce mai scrie acolo mica publicitate? Că femeia iubită are întotdeauna dreptate. Și mie, Voicule, mie îmi place să am dreptate. Păi, da, dacă femeia să fie iubită, trebuie să iubească la rândul ei. Ba nu! Femeile care știu să urască sunt singurele care pot iubi. Nu? Hai, nu mai gândești de prostile pe care le citești. Nu, ba, am gândit-o singură. Se vede. Hai, citește. Stai așa. Tânără blondină dorește cunoștință intimă, domn bine situată, în vârstă care voi ajuns la colegi. Se dă așa ceva în ziar. Nu, trebuie să citești anunțurile de la bărbați. Aulă, da, da. Tână
tânăr bogat, cult, înalt, asociativ, funcțiune frumoasă și sigură, fizic plăcut, doresc intimitate sau căsătoria unei cinci cașetile cu instruite domnișoare cu zestre. Instruită cu zestre, următorul. Tânăr funcționar, salariat, 200 de lunar, dorește căsătorie cu o tânără sau văduvă tânără din capitală sau provinție. 200, următorul. Uite, tânăr de 21 de ani, dintr-o familie foarte înaltă, foarte plăcut, educat și vorbind mai multe limbi, dorește a face cunoștință cu o domnișoară în vârstă sau mai tânără, bogată, în schimbul intimității. Hai zi tu! 21, dați-mi iau să-l cresc, următorul. Domn 35 de ani, prezentabil cult, doresc cunoștința unei doamne mai înetate, cu mic capital, pentru afacere rentabile și credite durabile. Anunțuri de dragoste, voicule, cu intimitățuri, cu căsătorii, da, cu nu de afacere! Bine, cu intimitățuri. Chință, dragă, am așteptat buchetul de flori cu semnificație explicată. Mai târziat prea mult și nerăbdătoare. Voicule, uite-ți la mine. Arăta ghiță? Nu, Mihai, dar te anunțul numai să știți, dar mi s-a părut amuzat. Doamne, ce mine referesc? Eu sunt aici, știți atât de glume. Adică chiar speram că o să găsim, că știi, mă simt cam singură. Da. Știi, singur. Mihailo, nu ești singură. Mai e pe mine. Nu duc să mai caut un ziar, poate am noroc. Stai, măi! Una dintre surprizele pregătite pentru dumneavoastră în această zi de sărbătoare este proiectarea scurtmetrajului prin oraș cu la povești de dragoste, recomandat cu premiul al treilea în secțiunea Cinema Fondațion în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, fiind primul film de la UNDG selectat la Sundance Festival Film 2022. Visionare plăcută! Da, hai că poate am noroc și apar în a doua surpriză a facultății de film. Vorbim despre scurtmetrajul Summer Planning, recompensat cu premiul Heart of Sarajevo, la festivalul de film de la Sarajevo. Stați cu ochii pe ecran, că cine știe, poate apar și vizionare plăcută. Nu vrei să te potolești cu alea, nu? Dacă mi s-a pus pata pe am orice să îmi fac. Știi, eu chiar mă gândeam, măi, iubirea ta trebuie să fie tipărită cu 5 bani cuvântul. Dar cum ar trebui să se întâmple? Nu știu, să te caute, să te găsească, știi, să-ți apară în drum. Păi pe tine te-a găsit? E. Că pe mine nu. M-a găsit acum, m-a găsit, ce să... M-a găsit prea multă chiar, deci să nu mai aud de ea. Te-a găsit, da? M-a găsit, da? Prea multă, ha? Aia, ia zi și mie cum s-a întâmplat. Eram tânăr feciu. Abia ajunsesem la București. Venisem de la provinție. Și dintr-o dată, pe vremea când făcea codrul pere și răchita micșunele. Era o perioadă... Am venit de la provinți, de la noi din Medelinți, cu bănet, cu bănișor, cu punga grea și capușor. Tata care mi-a susit-o, dacă m-a pomenit-o, op, 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 op și aoleu, cu 50 de bucunițe și vreo 100 de tonițe, op, op, op și aoleu. Dată ce m-au sărit, peste mâine-au năfălit, zicând să le dau de zon, ce vale de ajutor. Pentru ce nu știu societate, s-au pus magnetele patru, op, 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 op și aoleu, îmi spun la rânge doar rău,
fără farcă, pop-pop și pavele. Peste zi pe la șosea, ne vin să-i fac saftea, mă dusei să mă împârtesc. Tu dacă mă pomenesc, nu vreau să te atetomize și vreau să te atetomize, oh, 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 și aoleu, hey! Și-o strigare toate cursele, iau mărțișoară, oh, 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 și aoleu, mărțișoare le-am luat, tot bănetul a spurat. Să nu fac datorii, având vreo trei moșii. Dar mergând la notariar, nu știu unde mă rugar. Of, 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 și aoleu, să cumpăr cruci de gândire, dragul știe pentru cine. Of, of, și aoleu, ca să scap de așa lucru, m-am închis în singur cuc la hotel, dar ce folos, era un om prea milos. Și-o cu coană stând de fir, m-am pus să plătesc la virgul. O, 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 și aoleu, 7.000 de lei în pui, în folosul nu știu cum. O, 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 și aoleu, atunci ca domnii mei, m-am însurat, dar eram afurisit, căci atunci am pățit, plătind cu averea pară, lămurița ce-mi fi dată. Asta nu e dragoste, Voicule, asta e imaginația ta. Bine, domnișoară dicționar, dacă spuneți dumneavoastră, care-i treaba cu dragostea asta? N-am trăit-o. Dar eram la o serată odată și am auzit un cântec despre asta. Și să zic așa în particular, să nu ne audă nimeni, dacă m-ar fi invitat cineva la dans atunci, oricine nu contează, n-aș fi zis nu? Și eu zic mereu nu? Știu. Dar... Asta e. De ce strigați cu toții? De ce preța convinge că amorul este numai în creier de poet? Din minte și din suflet, de ce preța spinge? De ce?
Facultatea de teatru, art actorului, licență plus master. Nominalizări, vrea să spun. Nominalizări. În regulă. În regulă. Da. Ok. Bun, le vom citi. Anul întâi. Cristina Dărciulescu. Sunt multe nume, să știți. Ok. Mirunea Olteanu, Nicoleta Jacquin, Nicolae Drăgulin, anul 2, Ana Maria Avram, Katinka Hanziu, Radu Ștefan, anul 3, Ana Maria Nicu, Tiberiu Zavele, Bianca Nicu. Master Art Actorului Mihaela Ducu. Și Gabriel Crisu. Iar master pedagogiei anul 3, Andreea Ciocârlan. Iar anul 2, Cătălina Coru. În regulă. Iar câștigătorul este. Nu că vă mai țin. Câștigător este Tiberiu Zavele! Bravo! Hai aici! Te invit aici! Este seara ta! Bun! Băi! Aici! Vino aici! Felicitări! Bravo! Bun! Bun! Te rog! Nominalizații la regie de teatru, licență și master. Anul 1, licență. Alexandru Ianuș. Anul 2, Tania Draghici. Anul 3, Bianca Oprea. Master anul întâi, George Anton. Master anul doi, Teodora Savu. Și câștigătorul, Tania de... Tania de... Vino pe scenă. Vino pe perinț. E al tău. Al tău este. Și acum cu gază, bravo! Ia-ți diploma și floare. Ok. Coreografie, licență plus master. Licență. Anastasia Preotu. Vlad Sențu. Raluca Ghiță. Master, arta coreografică. Anca Stoica. Teodora Tudose. Master coreografie și performanțe în dans, Emma Trâncă și
Ira Luca are 1 punct. Iar câștigătorul este Anca Stoica! Felicitări, bravo! Bravo, bravo, bravo! Anca Stoica! Anca Stoica! Yeah. Încă o dată, încă o dată, încă o dată! Bravo, bravo, bravo! Felicitări! Teatru de animație, la licență îl avem pe Vlădău, Babi, Ioana. Drăghici Horia Luca și Berta Maria. Iar la master de teatru de animație o avem pe Enunța Ivie și Alina Neacore. Și câștigătoa Nu te grăbi, Alina. Bun, vom trece mai departe, nu? Sau? Da, da. Da? Ok, așteptăm. Felicitări! Felicitări, felicitări! Bravo, felicitări! Bun. Scenografie, licență plus master. Licență. Ruxandra Preda. Ilinca Gabrieliță. Ioana Butnariu. Iar de la master, Radu Gărbițoiu și Cosmin Stancu. Câștigător, Radu Gărbițoiu. La teatrologie. Pentru implicare cu seriozitate și dedicație în activitățile departamentului, precum și pentru atenția și disponibilitatea arătată colegilor săi. Chiar felicitări, bravo! Bravo. Felicitări, Octavian! Regulă! Premiul SAS, da? Societatea Antreprenorială Studențească. Două nominalizări. Echipa proiectului Arta de Iasmina Rezan și echipa proiectului Contra Iubirii de Estev Soler. Iar câștigătorul este Contra Iubirii. Felicitări tuturor care participă la proiect. La Facultatea de Film avem doar premianți. La regie film o avem pe Carina Dașoveanu. La imagine îl avem pe Andrei Betrea. Bravo, Andrei! La multimedia sunet montaj, Paul Sima și Diana Marianovic. La animație l-avem pe Dragoș Dojoiu, Cristina Botnărescu. Bravo, Cristina! Și la scenaristică filmologie, Emil Vasilache și Teodora Leu. Bravo, felicitări tuturor! În regulă! Acum urmează premiul Ștefan Iordache. Și dorim să invităm pe scenă pe doamna Aura Corbeanu pentru a anunța acest premiu. Felicitări! Haideți să ne întrebăm. Bună ziua! Bună ziua și la mulți ani! La mulți ani, una de ce? La mulți ani, doamne Ana Blandiana, pe această scenă pe care de multe ori l-am urmărit pe Ion Caramit în această sală, care acum îi poartă numele. Am onoarea să duc mai departe un premiu pe care familia Iordache și aici Mihaela Antonița Iordache, o profesoară remarcabilă care a făcut parte din corpul didactic și din zona academică a UNADC-ului,
în 2009 mi-a transmis această, cum să spun, nu obligația, această bucurie ca în fiecare an să putem oferi o bursă de studiu pentru cel mai bun student la teatru. Acest lucru se întâmplă în fiecare an, în afară de premiul Ștefan Iordache, bursa de creație, mai oferim și în cadrul Galelor Lunatice un premiu Ștefan Iordache și aceeași legătură cu Uniterul. Și vreau să vă spun, în gala tânărului actor Hop, iarăși avem premiul cel mare Ștefan Iordache. Vreau să-i mulțumesc domnului rector, să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor că reușim împreună. Am foarte mare emoții astăzi, o zi plină, vă felicit pentru premiile primite. Este extrem de important să înțelegem că în domnul dumneavoastră, nu știu de ce râdeți, dar bun, veselia. Lavalierele sunt pornite în spate, sau de ce vorbim? Da, poate se bucură și ei de ceea ce realizați dumneavoastră. Mă uitam ce scrie pe afișul dumneavoastră și încă o dată felicitări pentru imagine și pentru mesaje. Aveți la un moment dat, astăzi pentru mâine. Întotdeauna vom folosi ce a fost și ieri. Cred că pentru dumneavoastră, faptul că aveți profesori extraordinari, este un lucru minunat. Șansa mea de a mă întâlni și de a lucra cu Ion Caramitru, dar cu Ștefan Iordache, de a cunoaște pe Mihaela Tonița, a fost în același timp și o posibilitate de a fi aici în fața dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră să vă spunem mulțumesc pentru ce faceți, să le mulțumim profesorilor dumneavoastră și cred că teatrul și filmul vor rămâne și trebuie să rămână împreună cu literatura, cu poezia, cu textul, tot spațiul cultural românesc are nevoie de valoare. Ceea ce dumneavoastră faceți în fiecare zi, este extrem de important să vă pregătiți și să vă bucurați de acest spațiu minunat numit teatru. Mulțumesc că am vorbit mult! Haideți să vedem! Se acordă premiul Ștefan Iordache, care este o bursă, pentru cel mai bun actor, Răzvan Mândruță, Facultatea de Teatru. Bună ziua, sunt George Lepădatu. Astăzi sunt mesagerul lui Răzvan, pentru că el este în izolare. Mulțumim UNATC, mulțumim SAS, mulțumim Moscova, mulțumim Bratislava și mulțumesc tuturor colegilor mei și profesorilor care ne-au sprijinit, ne-au ajutat și vă încurajez să credeți în SAS, să aplicați și să nu uitați să visați. Vă mulțumesc! Celei de-a 72-a aniversare a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale București. Bun. Vă mulțumim pentru atenție și pentru faptul că ați fost alături de noi în această zi specială, într-un loc la fel de special pentru teatrul românesc. Vă invităm să urmăriți în continuare un spectacol de mișcare numit Carisma, un exercițiu demonstrativ care are la bază elemente de dans contemporan, interpretați de studenții secției de actorie anul 2 licență. Vă doresc o zi minunată, o săptămână fantastică, o lună excepțională, un an fenomenal. Doamne ajută!
nam tate kota ka jan kokopa ta kede kokopa ta kede ta den kota ka jan kota den kam kota den nam 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 kota den din tata kede ta kede
și ciuleva stâncă, stâncă. Să-mi
salut Domnul la capătul muntelui pe lângă noi. Și-am să ne prind de pietre ce-ți cântă numele răsunător. Într-o zi o să duc Domnul în pădure cu tei ce au dat flori. Am să-l las în știre, vreau cu frunzele lângă frizor. Chiar dacă-i bine, Domnul mă ia. Chiar dacă nu ține iubirea mea.
bla 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 bla
care aceea de București. E scris foarte lung ca să impresioneze. E foarte interesant, o să-ți spun și la Carpatul să vă șocheze, dar astăzi spun adesor studenților mei pentru ca să se obișnuiască cu ceea ce înseamnă convenția. Noi trăim într-o altă realitate, aici pe scenă. De-aia mi este mult mai greu să mă expun eu decât să îmbrac haide unui personaj. Din 9 ori de la un ADC, ne pasă, ne pasă, ne pasă. Bună ziua, mulțumim de prezență, mulțumim foarte mult, la mulți ani, un ATC încă o dată. Încheiem această
dimineață cu prezentându-vă un prieten, un om foarte apropiat nou al universității noastre, un om care reprezintă o universitate extrem de puternică, prestigioasă, de tradiție, Universitatea București. Și pentru că domnul rector Marian Preda este aici, îl invit să spună câteva cuvinte la ziua UNATC-ului. Trebuie să-ți dau ție asta. După care, pentru că de aici trebuie să citești ceva înainte de a reveni tot la tine. E prima dată când sunt pe scena aceasta și mă gândeam înainte ce să le spun înainte de masă. E cel mai prost moment în care poți să vorbești. Și mi-am amintit că e luni dimineața. Mi-am amintit cât m-am chinuit să fac loc în agenda mea, aflând acum câteva zile despre eveniment. Și mi-am amintit de Ricardo Semler, un tip care a scris multe cărți care revoluționează managementul organizațiilor. Una se numește The Seven Days Weekend și el pune o întrebare într-unul dintre capitole. Dacă răspunde la e-mail-uri duminică seara, de ce n-a merge la film, zice el, sau la teatru luni dimineața? Deci sunt aici și vă dau cuvântul meu de onoare că dacă mă chema la 3 dimineața rectorul Lucaci Liviu, aș fi venit cu drag pentru a vă spune, înainte de a citi un mesaj aici de pe o diplomă, pentru a vă spune că cel mai bun prieten al meu dintre cei 90 și ceva de rectori este Liviu Lucaci și că cel mai apropiat mă simt eu ca rector al Universității din București, dintre toate universitățile, de UNATC și fizic, pentru că universitatea este aici doar peste stradă, și istoric, pentru că dintotdeauna universitățile noastre au contribuit împreună, cu adevărat, la cultura națională și din multe alte puncte de vedere a fost așa o simpatie la prima vedere, acum 2 ani, când am devenit amândoi rectori și am început colaborarea. Nu mai vorbesc despre alți colegi cu care am interacționat între timp și cu care deja se derulează proiectele Universității din București. Dar după cum vă spuneam chiar eu, știu că se apropie masa și nu o să vă mai plictisesc, vă rog să mă credeți că apreciez foarte mult activitatea rectorului, activitatea unei ATC, vă doresc la mulți ani și vă citesc ceea ce am scris noi pentru dumneavoastră acum la încă un ceas aniversar. Parcă toate aniversările importante, așa, cu caracter istoric național ale României, sunt iarna. Și ziua națională, și unirea principatelor, și ziua unei ATC-uri. Da. Deci, iată ce am scris aici. Diplomă de excelență. Se acordă Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, cu ocazia împlinirii a 72 de ani de la înființare, cu recunoștință pentru excelenta colaborare dintre universitățile noastre și în semn de apreciere pentru contribuția esențială adusă la formarea unor întregi generații de oameni de teatru și de film în spiritul unei culturi a calității și a performanței. Felicitări, la mulți ani și la cât mai multe generații de studenți, la fel ca cei pe care i-am văzut și care sunt impresionați. Felicitări! Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Mulțumesc, așa cu prieteni încheiem ziua aceasta. La revedere și la mulți ani, la decembrie.